che la qualità pure. Esatto. È molto male per la cosa. Poi sta vuole più. Thank you.
Cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni atât neajunsă. La ta slavă, căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici cu umilință, aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurata și nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile. Așa, Doamne, și de acum înainte învrednicește-ne pe toți a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și în toate faptele cele bune. Dă, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul lepădării de sine pe care l-ai dat sfinților tăi, ucenici și apostoli, când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu și către aproapele și către țara noastră scumpă. Și pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în toate cele bune care fac pe toți oamenii după chipul și asemănarea ta. Pomenește, Doamne, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și locurile căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei, a credinței strămoșești și pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră.
Auzi-ne, Doamne, astăzi, precum ai auzit cu milă și cu îndurări rugăciunile părinților noștri, când chemau ei în ajutorul lor și îndurările tale era asupra lor, asupra țării acesteia în care se preamărește numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La mulți ani, România! La mulți ani, români! Și reprezentanții partidelor politice.
UNPR, PSD, PNL. Avem rugămintea ca pe platou să rămână doar reprezentanții instituțiilor publice. Ai consilierilor și ai partidelor politice. Coroană depusă de conferențiar doctor universitar general în rezervă, Vasile Apostol. Domnul Ionuț Ferie, City Manager al municipiului Onești, Nicolae Ignatiu, viceprimar al municipiului Onești, domnul Laurențiu Legiu, fostul primar al municipiului Onești. Urmează coroana veteranilor de război, coroana din partea Cultul Eroilor, Asociația Cultul Eroilor. Urmează instituțiile publice, poliție, jandarmi, pompieri. Societățile comerciale sunt mai la urmă, reamintim. Instituții publice, poliție, jandarmi, pompieri. Sunt rugați să depună coroanele. Și reprezentanții partidelor politice, vă rugăm. Poliție, pompieri, vor depune coroanele reprezentanții de la spital, direcția de asistență socială, biblioteca municipală, cinematograf. Societățile comerciale din Onești. După reprezentanții Direcției de Asistență Socială ale Bibliotecii Spitalului se pregătesc reprezentanții societăților comerciale din Onești. Elevii și reprezentanții școlilor sunt rugați să mai aștepte.
după ce s-au depus soroanele, vă rugăm să reveniți pe platoul din fața primăriei. Vă mulțumim! Vă rugăm după depunerea de coroane să reveniți pe platou. Depunerea de coroane cu reprezentanții societăților comerciale din Onești. Vă rugăm! Iar depunerea de coroane nu se va încheia această festivitate odată cu momentul în care ați lăsat coroana. Vă rugăm să reveniți în platou, pe platoul din fața primăriei pentru a lua parte la această festivitate dedicată zilei de 1 decembrie. Reprezentanții ONG-urilor din Onești sunt de asemenea rugate să depună coroane. Rotary Club, iată și Casa de Cultură din Onești. Dacă nu mai sunt reprezentanți ai societăților comerciale, reprezentanții instituțiilor de învățământ din Onești sunt de asemenea invitați să depună coroanele de flori. După care, dragi elevi, dragi invitați, vă rugăm să nu părăsiți incinta primăriei. Școala Emil Radoviță, Colegiul Cantemir, Liceul Tehnologic, Școala Gimnazială Ștefan cel Mare din Onești, toate instituțiile de învățământ din Onești sunt prezente în această depunere a coroanelor. Vă reamintim, stimați invitați, după momentul depunerii să reveniți aici în fața primăriei pentru a continua festivitatea.
laudă peste rame și reprezentat colegiul Grigore Moisil Tărești. Preacuvioși și preacuteniși părinți, distinși invitați, dragi oneșteni, ne aflăm aici în fața monumentului eroilor Regina Maria pentru a sărbători nașterea unei națiuni, România. Este o zi sfântă, o zi care, prin voia lui Dumnezeu, vine imediat după sărbătoarea Sfântului Andrei, ocrotitorul spiritual al românilor. Ziua Națională a României celebrează Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Sărbătoarea comemorează adunarea de la Alba Iulia și unirea provinciilor Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și Sădmar cu regatul României. Este o zi care a încununat în mod fericit lupta poporului român pentru independență. Pe această cale adresăm mulțumirile și recunoștința noastră eternă ofițerilor și subofițerilor armatei române, tuturor soldaților și cadrelor active, celor aflați în rezervă, precum și veteranilor de război, continuatori ai celor care au luptat pentru ca noi să existăm ca stat național. La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români! V-aș ruga în cele ce urmează să păstrăm un moment de reculegere în memoria victimelor din clubul colectiv, precum și a tuturor celor care s-au jertfit pentru patrie. Vă mulțumim! Vă invit pentru un cuvânt de deschidere alături de mine pe primarul municipiului Onești, economist Alexandru Cristea. Mai pe sus de tigna noastră stă datoria de a apăra ființa și neatârnarea țării noastre. Sunt cuvinte rostite de către voievodul Ștefan cel Mare în urmă cu 500 de ani, la care trebuie să ținem cont și astăzi, în zilele pe care le trăim. Semnificația zilei de 1 decembrie este dincolo de ritualul depunerii de coroane și de întâlnire cu frații noștri români. 1 decembrie este ziua în care avem datoria să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-am născut într-o Românie frumoasă, bogată în resurse și în istorie.
Mai mult decât atât, colana depusă astăzi de către fiecare dintre noi este seacă dacă nu este însoțită de o rugăciune pentru cei care, cu sacrificiul lor, ne-au asigurat libertatea în ziua de astăzi, graiul și credința în Dumnezeu. Cei mai mulți dintre noi trăim vremuri confortabile, de tihnă, așa cum spunea voievodul Ștefan cel Mare. Poate că ne gândim în aceste momente că imediat după întâlnirea de aici să ne retragem de la vântul de afară la căldura căminului nostru. Să ne gândim totuși și la cei care au apărat căldura căminului nostru de acasă cu actele lor de curaj, cu sângele lor, cu disperarea pierderii camarazilor, cu grijile pentru familiile lăsate în urma lor acasă. Vă invit să rămânem uniți în fața provocărilor care tot mai mult apasă pe umerii noștri, să lăsăm loc în viețile noastre gesturilor care dovedesc frumusețea neamului românesc, să ne urăm unii altora la mulți ani, conștientizând binecuvântarea de a fi români. Tot ca o formă de unitate, astăzi vom sărbători 1 decembrie în liniște, în semn de solidaritate pentru victimele din Onești și din întreaga țară, rezultate numai catastrofei de la Clubul Colectiv, urmând ca în același ton să aprindă luminile de Crăciun în ajun de Moș Nicolae sâmbătă. Vă doresc să vă bucurați că sunteți români, să aveți parte de aici încolo de mulți ani pe care să-i petreceți în credință, în unitate, în România, iar atunci când vom auzi preoții rostind mort pentru patrie, să ne gândim că astăzi noi suntem patria, iar cineva și-a dat viața pentru noi, pentru libertatea noastră. La mulți ani, România, la mulți ani, Oneșteni! Îl invit la pupitru pe conferențiar doctor universitar, general în rezervă, Vasile Apostol. Onorată asistență, vă mărturisesc faptul că am știut că voi fi invitat să țin un mic discurs la această festivitate impresionantă, plăjuită de Ziua României, doar cu câteva minute în urmă. Nu spun asta ca un reproș, ci spun pentru faptul că mă simt onorat, mai ales aici la Onești, unde mi-am petrecut primii ani de viață. Pentru a nu deveni patetic și mai ales pentru a nu mă lungi prea mult, ar vrea să subliniez faptul că orice stat civilizat are o zi națională. De regulă, aceste zile naționale amintesc generațiilor care se succed despre unul dintre cele mai importante evenimente din istoria fiecărui popor. Noi românii, după cum bine se știe, avem ca zi națională 1 decembrie pentru ca această zi să amintească generațiilor care vor veni după noi și celorlalte care se vor mai succede pe verticala timpului și a tăinuirii, că atunci, la 1 decembrie, România a cunoscut pentru prima dată granițele ei naturale firești. Fiecare român știa atunci, după 1 decembrie 1918, că în patra vechii Dacii, românii trăiesc reuniți. Mă voi referi doar, în legătură cu această zi memorabilă, la trei elemente esențiale. Primul este faptul că dacă nu ar fi fost conștiința unității naționale, transmisă din generație în generație ca o flacă răvie, încă de pe vremea dacilor, că noi, cei trăitori în spațiul Carpatu-Danviano-Pontic, suntem de un singur neam, nu s-ar fi înfăptuit acest act măreț. Vreau doar, și nu vreau să vă țin prea mult, să punctez doar câteva elemente. Știm cu toții încercarea reușită inițial a lui Mihai Viteazul, pe care unii răuvoitori, nu români, l-au considerat un aventurier. În conștiința lui Mihai Viteazul
și împotriva a ceea ce am învățat noi în manualele de istorie, că nu era un om prea cult, să știți că știa foarte multă istorie, era un bun patriot și de aceea a unit provinciile românești din vechiul nostru spațiu strămoșesc. Nu a reușit atunci. La 1848, ardelenii la Blaj strigau în cor: vrem să ne unim cu țara. Și aici vreau să fac o paranteză, pentru că sunt siderat de modul cum văd că vorbesc unii de la posturile de televiziune, spunând cuvântul această țară. Poate ei au și alta, dar noi cei care avem una singură, așa cum unică este mama naturală pentru fiecare ființă vie, așa este și țara. Cei pe care îi auzim frecvent spunând această țară, fie că nu știu ce vorbesc, fie că gândesc altfel decât noi. Un intelectual ardelean la 1848 spunea: moldovenii sunt munteni, muntenii sunt moldoveni și unii și alții sunt transilvaneni. Această conștiință, exemple sunt nenumărate, nu vreau să vă țin mai mult. Și asta a dus, așa cum spuneam, la voința populară a transilvanenilor, a românilor din Transilvania și din celelalte provincii pe care le-a enumerat un antevorbitor. Al doilea aspect, împrejurările în care s-a produs acest act fundamental pentru poporul român și pentru destinele nației noastre. Împrejurările au fost vitrege inițial. Știm cu toții ce a suportat România în primul război mondial. Știm că nu mai aveam țară, eram ciuntiți, știm că granița era stabilită pe frontul de luptă, chiar în apropierea noastră, aici. Știm că o parte însemnată din teritoriul național era sub ocupație străină. Dar știm totodată că Dumnezeu și destinul ne-a ajutat. Și știm că românii nu și-au pierdut speranța, deși au fost unii dintre noi și trebuie să știe generațiile tinere, pentru că la orele de istorie nu mai învață așa ceva. Nici generația mea nu învăța, pentru că au fost interese obscure care ne privau de acest drept de a ști istoria adevărată. Existau și la București, în protipendarea Bucureștiului, oameni care, germanofili, care voiau ca Mackensen cu ei lui să câștige bătălia de la Mărășești, de la Uituz, de la Mărești, nu de la Mărești, de la Uituz, de la Coșna, de la Cireșoaia. Când venea Mackensen să conducă ostilitățile ofensive de la Mărășești, era condus la gară de protipendală, așa zisă, protipendală bucureșteană, cu preponderență feminină, care îi urea lui Mackensen să câștige bătălia împotriva noastră, cei care, înaintașilor noștri care se apărau aici. Atunci le-a promis el că în 2 săptămâni Stelă se invită la o cafea la Iași. Iată cum stau lucrurile. Eu sunt supărat pentru faptul că nu vrem, și nu vrem astăzi, acesta este adevărul, să mai învățăm istoria așa cum este, pentru că dacă nu ne știm istoria, nu ne știm rădăcinile și ne cretinăm în bătaia vântului. Tot referindu-mă la împrejurări, românii au fost și cei care au fost adevărați patrioți au știut cum să procedeze. După rușinoasa, așa cum am învățat eu în școală, eu nu i-aș spune rușinoasă, ci robitoarea pace de la București, știm ce condiții au fost impuse, știm că au vrut să...